consilierul local declară deschisă prezenta ședință din 29 septembrie 2022. Convocarea prezentei ședințe ordinare a fost făcută de primarul comunei Ason, conformitate cu prevederile dispoziției 217 din 22 septembrie 2022. Pentru început, așa cum ați obișnuit, ați avut în mapă procesul verbal de la ședința anterioară din 25 august. Dacă aveți ceva amendamente ca să le consemnăm. Dacă nu, supun la vot procesul verbal al ședinței 25 august. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul președintelui de ședință ca să vă prezint ordinea de zi. Bună ziua. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Asăl în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ din cadrul Școlii Gimnaziale Asăl, inițiator Emilian Budaca. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității Poliției Locale Asăl pentru trimestrele 1 și 2 al anului 2022, inițiator primar Emilian Budaca, și mai avem o modificare pentru astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul extindere rețea apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6 în satul Apa Asău, Comuna Asău, județul Bacău. Iar punctul 3, probleme diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Asău în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ din cadrul Școlii Gimnaziale Asău, primar Emilian Budaca. Discuții, dacă sunt. La comisii s-a propus, acum verificăm, deci Comisia de Economică a propus pe domnul Iurcă, da? Da. Comisia de Administrație a făcut două propuneri, domnul Iurcă. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității Poliției Locale a Său pentru trimestrele 1 și 2. Inițiator, primar Emilian Budaca. Comisia este favorabilă. Discuții, dacă sunt. Supune la vot. Cine este pentru? Modificarea ordinii de zi. Proiect privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul extindere rețea apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6 în satul Apa Asău, Comuna Asău, județul Bacău. Comisia avize favorabile. Știți pentru ce am modificat devizul general? Nu urca apa până acolo la stația de pompare. Deci, un proiect vechi, proiectul inițial, a fost prevăzut să monteze stația de pompare la pârâul Nogii, exact în intersecție la pârâul Nogii. Așa. Da. Proiectantul a luat de bază ce a măsurat pompierii și la momentul ăla când a măsurat pompierii era 4 atmosfere și jumate, 5 atmosfere la pod la scaune. A luat în calcul presiunea aia și a zis că până la Nogii, acolo la pârâul Nogii, ridică, se duce apa până acolo, să aibă cel puțin un bar sau un bar jumate, când dă drumul aia din amar, să nu scade. Dacă scade presiunea, e riscul să prindă pompele aer și să nu mai reușească să împingă. Când a dat drumul, păi el nu lua diferența de nivel, dar a luat în capul, n-am avut manometru montat acolo, a luat în capul spuse de pompieri. Cine știe, o fi fost presiunea mare atunci, nu știu ce a fost, nu era consumul de atunci, când a măsurat pompieri, ei. Acum, când s-a montat conducta, când s-a terminat, s-a finalizat instalarea, când au pus ăștia manometru, la pod la scaune, două atmosfere și jumătate, trei atmosfere. Când au dat drumul la pod la Nogii, am băgat apă pe conduct. Deci, la pod la Nogii e 0,75 bar. Și ca să, la 0,75 bar, când dă drumul cei din aval la robinieți, așa scade presiunea și riscă. Ei, și așa o
modificat și pune o stație de pompare mai la vale, la tot la Scauri. Cred că pe acolo undeva se bagă lumea. Și terenul e foarte strâng. Vedeți, n-avem unde monta o stație de pompare. Am zis că acolo, în râpa aia, la Adam, sau vedem. Acum lucrează la proiect, proiectantul. Și de asta am grăbit-o de a băgat-o și la modificare ordine de zi. S-a spus că dat drumul la apă. El a zis, domnule, că am dat de vizul, așa astea sunt costuri plus și față de ce o fost. Și după aceea se să vină cu planșele scrise, să vedem exact unde se mai. De asta s-a modificat. Vreau să montați pompele de cei de pe nucuri, de pe ciungi, o să mai aibă apă? Bineînțeles, nu are treabă pompele de acolo cu... Dacă luați luat de depresiunile și dați-o luat dealul, încă 4 km, da. Să fie ca pompele. E altă apă după ea, fizic. Și dacă nu... Noi ar putea aia erociuri și nu vei vine apa. O să scadă din presiune, cine știe? Păi, sigur, să mai scadă un pic. Scăzând din presiune, pe 15, nu pului acolo, s-a tot presiune. Nu scade din presiune, că apa tot din tot o îngrămădește de la spate. Dacă e bază, nu trebuie. Rămâne de văzut. Dar bineînțeles, tot timpul. Distanța mare. Eu încercat Consiliul Județean de la chiar azi dimineață. Chiar azi dimineață să credeam că sunt bunturi la canalizare și apă și nu sunt absorbite. Sunt 12 miliarde și aia de euro și nu sunt proiecte. Încercat Consiliul. Țară. Încercat Consiliul Județean să vă abate niște bunturi pentru asta, că sunt bani. La Consiliul Județean? Consiliul Județean? Nu finanțează așa ceva, n-am auzit. Ba da, e Adisu și Adibu. Bineți cu punct și virgulă, dacă ești... Adibu e... Azi dimineața mă luat informația e luată din presă, doar nu e luată din... resurse. Nu e pe surse, din presă. Se plângea ministru că nu se atrag fondul, nu se va proiect. Și asta spun, încerca Consiliul Județean, a făcut un proiect pe apă. La noi nu avem, celelalte state nu sunt. Păi noi asta încercăm discuția o știință, că el a fost la deal acolo. Una e să faci pe fonduri și alta e să faci pe regii proprii. Pe zone să vedem cum putem vința o sursă de apă acolo, de apa său. Sigur trebuie găsită vorbei. Da. Cel mai important. Știți prea bine cum am pornit ideea asta. Am zis că, băi, dacă băgăm la reparație drumul ăsta, să băgăm conductă, să nu zicem în asfaltul. Da. Păi, dacă conductă, trebuie să dăm drumul și la apă, că ar fi păcat. Și vedem, sursa o să fie tot acolo la Petrosul, n-ar vreo să împingem de la vale. Nu, e mai ușor vine apă la Mărășință. Până atunci să avem apă, cu tătăți. Dar acum e venită, e chefa care spunea să fonează. Nu, sunt foarte ocupați, nu am venit până acum. De asta nici n-am avut obiecțiuni la... Da, suntem de acord cu ducerea apei la deal, ce să mai... Dar nu facem altceva? Noi, prima dată, trebuie să fim de acord cu băgarea conductei, că după aia spargem asfaltul ăsta. Păi da, și să fie să lege... Cetățenii acolo nu spați asfaltul ăla? Da, da. Nu, toate scoase la limita cu vedeți. Ați văzut? Dar nu știi nici unul să-ți pe zona aia. Am dus conducta până la gardă. S-a montat la țava principală. La fiecare? 136 de abonați. Da. Toate montate cu conducta sub țării și îi puse până lângă gard. Două plaia. Efectiv, numai trebuie să... Nu se mai spare aia, dar ce sunt eu. Proiectul ăsta cu asfaltul, în primar, cu Angel Salini, ce noutăți mai ai de zis de el? Care e până la data? Da, ne-am finanțat, însemnăm contract. Să termină lucrurile. Să termină lucrurile. Dar ăștia cu canalizarea finalizată până în timp. Canalizarea asta, nu le-am semnat. De ce? Nu le-am semnat. Știți, nu se face. E văzut. Adică așa o văzut, adică nu a făcut lucrarea. De atâtea ori le-am spus, de atâtea ori le-am adus la conștiință, v-am adus și omul consiliului la conștiință, știți prea bine. Și ne-am spus că o să vină momentul adevărului, o să vedeți. Ei totul crezut că e. Ne-am asemnat la proședă, fără nicio rezolvare. Ei, uite cum am să găsesc rezolvarea. Trebuie să iei toate punctele, dar e făcut. N-au ce face. Termenii cât mai avem? Termenii au 300 ani. Deci și pe partea aia la penalități, să mai poate. Doi ani de zile când tot... Da. Dar și-așa cine și-a sumat să ia conducta în primire, nu? Dar nu era... A sumat, că nu? Păi da. Dar nici ei nu s-au așteptat. Când au fost aici, doamna secretară, au fost aici. Veniți cu documentele pregătite, tăi făcute ca semnă recepția. O, nu așa, stați-o alea. Ia, dispiterie în ea. Am avut camerele de la vedere. Ăștia, când ne-am dus cu toți, au rămas și... Eu trebuiau să aștepte la așa ceva, că eu fac lucrarea și au văzut unde. Nu s-au așteptat, eu crezut că merge și așa. Eu fac lucrarea și eu o turnam acolo bani, acolo sunt din două tone pe mine. Drept pentru care aia care au lucrat la conductă nici nu mai venit. Din dar și cu firma ce nu mai vine, nu știu ce o să facă, să pierde. Și asta e mare.
o mare generație. Da, este o problemă noastră, da? Dar nu e problema. Nu e problema noastră, ci au ei între ei, societăți. Problema noastră e că trebuie să funcționeze canalizarea, asta e problema. Adică, diferențele dintre ei se spart tot în capul nostru. Dar e problema. O să ne ducem așa mult și bine. Păi stăm iar un an de zile fără asfalt făcut, fără... Domnilor, dar aveți o soluție, aveți o soluție mai bună? Păi ce? La mult îmi face soluție să mă iau. Dacă să lucrease, știți cum e rău, când să lucrease la conducte, spui, domne, că Costelul zis, domne, du-te acolo și tu că am făcut dirigintul de șantier. La conducte l-am avut dirigintul de șantier. Și ce facem cu dirigintul de șantier? Am fotografii și acum pot să vii la data. Fotografica dintre ei am la patron. Domnule, nu e ok, nu vin. Nu vă interesează pe dirigi. Domnule, uitați, dirigintele șantier nu a venit, uitați probleme care era. Nu, o să fie bine, o să fie bine. Ce puteam să-i fac eu? Ba, mai mult a trebuit să o vârtie, că îi intimidăm, că nu le dăm voie să lucreze, că ei rămân în urmă cu proiectul. Domnule, aveți grijă că nu e ok. Ei, ce o să zic, până la urmă merge așa. Ei, nu merge așa. Și acum o să trebuiască să remedieze tot. Și banii care am dat de la Consiliul îi mai recuperăm, 200.000 de lei sau cu 200.000 de lei. Așa, bine, cum spuneți atunci, nu? Cu filmare. Cu filmare, absolut, dar cum? Dacă era fantezia noastră, plăteam noi, dar nu e o... S-a dovedit, ar fi foarte proastă lucrare. Și nici nu putem dreptat. Mă cam îndoiesc că s-o consumat de tare cu lucrarea să mai dea bani înapoi. Nu știu mai instanțe, dar nu trebuiesc eu cu... Să ne facem aminte că e cele 4 milioane, ca să nu? Dar nu. Am zis nici nu plătește. Am înțeles, are garanție, are garanția de execuție. Și garanția de finale, de astfel de finalizare, sunt două garanții care le-au de acum. Dar mai au de primii bani la PNDL, care nu i-am semnat. Aici ai. 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 Nici dirigit jantier nu l-am plătit. Nu credeți că s-o terminat de achita lucrarea și nu? Da. Poate mai reușit să trimiteți băieții sus, mai acoperi găurile astea până la partea, că e jale. Să mute găuri una lângă alta. Cum? Dar, a, așa, da, să le mai pune, să le mai pune ceva, tot măcar temporar, așa, găsiți o soluție. Mai ales și cu trecerea acum cu toate astele, cu puntișul ăsta cu sare și ăsta nu le zis. Am comandat asfalt, dar vii din plumbă în continuare tot și... E rău, da. Și dai la altă traversări, dacă îți mai las ca tot, am mai fost iar, lăsând să iese și apoi... Să așa de plumbă. Ăsta nu, două zile, sunt... Domnul Cătălin, ai fost unul din cei mai vocali și puși în capare, scrie că vă străgați jantă la mașină. Cum aveți? Puteți să asfaltezi fără strași conducta de apă? Puteți să asfaltezi fără, da. Păi da, atâta ziceți. Da. Auzi, dacă lucrările astea le-ar fi putut face acasă pe masă și după aia să fiu schipul pe drum, da. Dar așa o trebuie. Depinde numai din noi, dar eu asta spus, stai împărat măcar, mai apoi de asta. N-ați văzut ce trebuie să faceți. Trebuie. Ca să fie treaba bună, trebuie forțată lucrarea. Dacă duceți fapt, nu poți. Nu poți, 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 trebuie să respecti niște termeni. Poți să îți depășiți acei termeni decât lumea și pământul. Și ca să recuperezi sumele, iar trebuie să aștepți niște termeni. Care termeni? Păi sunt niște termeni, care trebuie să încadrezi și când plătești și când aștepți să primești. Sunt termeni care trebuie respectați. Și n-ai ce face în intervalul ora. Restricții, dacă... Nu, ai variant. Încă-i de nimeni când se facă așa. Atunci ai dreptul să faci reclamații, să faci sesizări. Dar nu sunt la ședință. Da. Suntem la diverse? Nu suntem la diverse. Nu suntem la diverse. Hai să încheiem. Haideți să supunem la bord proiectul 3. Corect. Modificarea de zi și după aia. Cine este pentru? Probleme diverse acum. Dau cuvântul domnului Curi. Legat de colectarea bunurilor de menajeră. Azi dimineață a venit o mașină mai nouă, de care n-am văzut-o până acum pe traseul la noi. Au refuzat să ridice containerele verzi. O serie de oameni nu au containere negre de bunuri de menajeră, nu au. Le-au spart. Nu solicitat. Vă spun eu ce s-a întâmplat. Am doi vecini care le-au sparte, pentru că le trântesc cei care lucrează. Cei care le ridică. Deci ei le-au trântit și le-au făcut zoc. Și omul a spus, sunt comandant cu tarierul verde. Deci nu l-au luat. Da, ei au directive de la voi să da. Da, puteam măcar să ridice capacul să vadă ce este, că mai nu era nimic altceva decât gunoi menajer. M-am uitat și eu de curiozitate, era gunoi menajer, puteau să vadă și să-l ia. Nu știu acum, cum ziceți, dumneavoastră, ce o să facem? Când i-o furat, i-o spart? Sigur, pentru că ce fac? Noi ridem așa? Păi nu. Păi, dar, despre asta e vorba. Dar vă spun că sunt cel puțin trei persoane care mi-au spus că din cauza banii credit. Dar trei care știți dumneavoastră, dar ați oprit la noi. Nu l-am spart, că nimeni a furat. Nu, nu, nu. Nu știu ce fac ca primării. Păi, dar au spart cei care manevrează. Deci este
care, l-ai imputat și cumpărat de altă. Asta zic, e biseu săptămâni vin ea, zici. Păi dacă ăla... Trebuie să fim responsabili să avem grijiniere, nu? Când așa dăm la nesfârșit cu bere că... Dar dacă cel care manevrează, dacă ăsta care manevrează, nu poți să strigă și bătă. Atunci o să vinească omul să vină, domne, uite, cu containerul la doua zi și noi... Să aducă la Radisu, să aducă în container. Și cred că cam 20% din cetățeni nu scoate cu noi în container. Și au containere, scoate în saci. Le folosește la pus cereale. Da, ai dreptate. Da. Nu, atunci asta e... Dacă poate noi să nu vrem să ne înapăsește, poate să faci un moment. Dacă dimineața, dacă vrea să poate noi să facă, cum e la cei care mai vrea, containerele sau proprietate. Să vină cu o plângere și noi înaintăm plângere la DIS, uite, domnule, în momentul meu, astăzi vă ocupat containerul. Într-adevăr, când am venit, vă scapat în mașină și celălalt așa. Că nu scos de mașină, nu scos. Că vrem, că nu vrem, așa trebuie atunci, în sumare. Fac cu bătă să plângere. Atunci, sigur, da. Care i-a furat, nu vreau să 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 de ce? Uitați-vă, ia să o mă dată de o nu merge cu altul, ce nu merge? Păi, ia să telefon, păi să nu uitați asta. Ia să ia să zic, semnalul. Câinii am făcut contract cu o firmă de la Târgoviște, cu firmă, cu aia care are patru de câini. Să vină să ne probată în ședința extraordinară. Pentru început, pentru 30 de câini. 700 de lei de câini. Nu m-am la bine la ceva, nu știu, 25. Tu! Deci nu exagerezi, nu exagerezi, nu exagerezi. Da, nu exagerezi. Deci sunt 25 de pălini acolo, la gara și acolo. E numărat. Îi țineți bine, deci. Bine. Vin mașinile noaptea, dimineața la 4 și descarc acolo. Azi 3, mâine 2, mâine noapte. În parcare la... Și-a văzut-o pe doamna aia de la mine noapte. Vinea și de ea mâncare acolo. Doamna, dar o altă viață asta ce vezi. Doamna are chiar foarte mulți roați. Au luat o doamna și chiar are foarte mulți. Păi să fii sănătoasă, poate și vine de la dărbă. Dar are foarte când, are chiar foarte mulți roați și vezi. Nu ține nimeni acea cândilie acasă sau în padoc. A, nu merge. Am făcut niște dirigențe că trebuie să elaborezi și că văd că semnalul cam slab tare la noi în zona asta. E primit. Da, pentru ori ori vine, sperăm, pentru unul, două, să mai montez o rutieră la Ciobănuș. Da, aici, de de origine. Unde? Postul ăla de transformare, la punte. La punte, la noi. Nu, acolo e aparatura aia pentru fibra optică. Ah, am zis că și telefonie și... E chiar prost, când vorbesc cu părinții vată, de exemplu, nu are nicio șansă. Da, nu-ți iau acolo în zonă, și eu zic, domnule, e depășit acolo. Vorbim două minute, închide telefonul, sună iată. A fost primit care a montat antien din astea și nu dai seama că... Da, trebuie cam înștiințați. Nu uite, n-am făcut, dar nu este. Dar nu este. Nu am zonat și mă, nu știu să mă întrebi. Da, și Ciobănușul n-are cum vrem, Ciobănușul n-are ceva. Da, e de rog. Și la mărci în pătunea unor sus, cum îi zicem, în acest caz, în gen. La urgie. Alte probleme, alte discuții. Se privește de declarăm ședința închisă.